dreptate. Ce rol joacă culorile în desenele tale? Rolul culorilor este de a da spațiu o nouă dimensiune. Adică când încep lucrarea, eu deja am ceva în cap, în general am deja o viziune tempo-spațială pe care încerc să o implantez în hârtia albă. Dacă ar trebui să te caracterizezi pe tine într-o culoare, care ar fi aceasta? Mouă cu nuanțele sale. De ce? Pentru că este o culoare destul de liniștită, cam rece, dar mie îmi plac culorile reci și este o culoare foarte inteligentă. Presupun că ai timp să ieși cu prietenii tăi și îți petreci foarte mult timp, ca să spunem, cu ei și vezi cu ce se ocupă ei în general. Da. Ce crezi, ce ar trebui ei să facă ca să se descopere pe sine, să descopere un nou mod de exprimare a emoțiilor pentru a se elibera de cu totul alte emoții negative? Ce ar trebui să facă să se găsească pe sine printr-o exprimare artistică? Majoritatea dintre ei deja s-au găsit, unii prin muzică, prin sport, așa că majoritatea dintre ei sunt deja regăsiți și au un viitor apropiat foarte frumos, alături ca și mine. Adică unii se ocupă cu pictura, unii se ocupă cu muzica, cu sportul și cu folclorul și muzica populară, merg la școala de muzică, sunt diferite ocupații. Presupun că te consideri norocoasă pentru că la timp ai descoperit ce te face fericită. Da. În Vârșeț, având în vedere că există acest atelier, poți și să te exprimi și să fii creativă. Da. Crezi că ar mai trebui să existe ceva? Un club al celor talentați sau nu? Sau un club în care toți cei care au început să activeze, să-și petreacă timpul împreună și să colaboreze cât mai mult? Ar trebui, da, și chiar ar trebui cât mai multe expoziții, cu mai multe ocazii, nu doar să așteptăm o ocazie specială. Deci cu cât de mică ocazie să fie, să profite fiecare de această ocazie și să expună și să facă cât mai mult pentru orașul ăsta respectiv și pentru țară. Având în vedere că ai expus, după cum ne-ai spus mai înainte, destul de mult, care sunt planurile tale de viitor? De viitor, deci acum sunt elevă în clasa a treia a liceului Borislav Petrobrața la Români. Pe viitor fac planul să înscriu facultate, cred că medicina, pentru că părinții mei sunt ambii doctori și deja de mică ascult tot povești despre doctor și în rest, dar hobby-ul ăsta, adică pasiunea mea, desenul, oricum o să rămână a doua pasiune. Alături de noi este doamna Ramona Magda, mentorul invitatei emisiunii noastre, Ramona Taleanu, de la care vom afla mai multe despre lucrările Ramonei, pe ce pune ea accent în ele și mai multe despre Ramona. Vă rugăm pentru o scurtă caracterizare a Ramonei. Ramona e harnică, bună la școală, mult învață, foarte bună elevă, așa e și la mine la școală, la ore, mult lucră, harnic lucră. Când înseamnă sau când pictează, dă accent la detalii, frumos lucră cu culorile. Îmi place cum simte lumina, cum o desamnă, cum o pictează. Pe ce se axează în general picturile Ramonei? În general, aia și eu lor le dau să lucre, înseamnă aia peisaje,
peisaj, mai mult peisaje. Să află și așa vreun cocoș, vreo casă, vreo mare, numai mai mult peisaje. Tinerii de astăzi consideră că talentul lor este de fapt un capriciu și cred că de fapt profesiile artistice nu aduc o stabilitate financiară, ce nu este adevărat, pentru că dacă ar fi așa, nimeni nu ar mai scrie, nimeni nu ar mai picta și nimeni nu ar mai face teatru și nu ar exista nicio altă formă artistică. De ce credeți că au nevoie tinerii de astăzi ca să-și dea seama că talentul lor nu este un capriciu, ci un dar care trebuie lăsat liber, urmat și profesional realizat? În primul rând, trebuie mulți lucruri. A doua, trebuie să se afle în aia și lucră. Dacă nu se află, atunci nu poate să alege ca profesie. Trebuie tare mult să se lupte. Înseamnă dacă au aflat talentul, dacă îl folosesc, trebuie tare mult să se lupte. Cine trebuie să-i sprijine și să-i îndrume mai mult? Mai mult părinți. Considerați că trebuie ca să se simtă profesional satisfăcuți și îndepliniți în viață, trebuie să se lupte pentru a-și realiza gândurile sau trebuie să se mulțumească cu să rămână la un stadiu mediocru? Nu trebuie să se mulțumească cu puțin. Musi să se lupte, musi să-și afle un țil ceva mai mare, întotdeauna ceva mai mult, să meargă înainte. De când a început Ramona să vină la cursuri la dumneavoastră? Ramona a început de când am deschis școala. Înseamnă, este vreo 5 ani. Întotdeauna vine la ore, numai când e bolnavă. Ce este specific Ramonei și lucrărilor ei? Ramona are un suflet bun. E harnică, încrezătoare, originală, pozitivă, optimistă. Cât de ușor comunicați cu ea? Cu Ramona am comunicație foarte, foarte ușoară. Pe lângă multele activități pe care fiecare liceană le are, ea își face timp pentru a picta. După cum ne-a spus mentorul său, Ramona Magda, un număr mare din lucrările ei apar întâmplător, deoarece ea experimentează și caută un nou mod de a se exprima, încercând să dea maximul de la sine. În lucrările ei putem vedea elemente ale abstracției, impresionismului și chiar o încercare de figurație modernă. Pictează fără compromisuri, fără frică de culori și linii. Când este vorba despre percepția estetică a omului modern, cât crezi că opera ta corespunde acestei percepții? Cred că corespunde, pentru că gusturile diferă și în lucrările mele putem vedea și natură statică, și peisaje, și abstracție. Și cred că fiecare om care se uită la picturile mele poate să-și afle ceva corespunzător și să-i placă. Aici, lângă noi, se află o lucrare a ta despre care ne-ai spus că ai lucrat foarte mult, chiar 2 luni de zile. Da. Când a început povestea acestei lucrări și ce te-a inspirat? Povestea acestei lucrări începe în iunie 2008, adică când a început vacanța de vară. Și am început așa că am văzut la o colegă această fotografie și m-a inspirat foarte mult. Este podul de Pedrina și am decis să o fac așa într-o mărime foarte mare și la care am lucrat chiar foarte mult. Este o tehnică foarte grea, nu-i complicată, dar e grea și durează foarte mult, adică 2 luni și ceva să lucrez la o lucrare e foarte mult.